Chiar dacă nu a nins prea mult, acum se poate schia în sfârșit ca în miezul iernii la munte. Sute de turiști s-au dat ieri pe pârtile de pe Valea Prahovei. Și la poalele munților Harghita a fost distracție, chiar dacă acolo nu sunt pârtii. Turiștii care au mers acolo au parte de un weekend de poveste. Soarea a transformat Harghita într-un ținut de basm, un ținut în care se puteau auzi ieri doar râsetele și țipetele copiilor care au pornit la război cu lopeți de zăpadă. După ce au semnat tratatul de pace în Omăt și-au dat mâna și au urcat în săniile trase de cai să vadă împrejurimile. După plimbarea de basm, copiii au mers în casă să se încălzească. Mamele s-au oprit în jurul cuptorului cu lemne, unde gazda le-a divulgat câteva secrete. Mirosul de cozonac i-a scos din casă pe cei mici, care s-au relaxat apoi într-un jacuzzi în aer liber. E bine apa acum? Da. La fel de bine s-au distrat turiștii și pe pârtii, chiar dacă nu a nins. S-a putut schia datorită tunurilor de zăpadă. Bună ziua, cum merge lecția? Foarte bine. Foarte bine, e începător? Are 2 ani. Are 2 ani, da. E prima oară pe schiuri? Da, da, chiar prima tură. Dar se descurcă și nu e singurul schior în miniatură. De când schiezi tu? De mult. Da. Ești profesionist? Nu. Astăzi ai învățat să schiezi? A, da. Și te descurci? Da. Acum începi să schiezi sau ai mai schiat? Nu am schiat. Te pricepi așa? Nu prea. E greu? E foarte ușor. Piticii iau primele lecții de schi. Adulții... Te-ai ambiționat la placă direct sau da. Schiurile? E foarte greu, adică... E greu? Da, e prima dată când mă dau cu placa și abia mă descurc, sincer. În Poiana, Brașov a fost primul weekend în care s-a schiat în condiții perfecte. Mii de turiști au testat pârtia. Pârtia Bradu, după cum vedeți, este în condiții perfecte. Pârtia Sulinar și Drumul Roșu sunt practicabile până jos, la fel în condiții excelente. Pârtia Lupului până în Poiana Ruia, deci până la deservită de telescaunul Ruia, la fel în condiții excelente. S-au deschis și centrele care închiriază echipamente de schi. 40 de lei. Și pârtia Calinderu din stațiunea Bușteni s-a deschis în acest weekend. Cartela pentru o zi de acces aici costă 145 de lei.